Domnul înseamnă să ceri ajutorul lui Dumnezeu prin rugăciune. Haideți să vedem ce s-a întâmplat cu unul dintre împărații lui Israel, care a trecut printr-o situație de criză, și anume Ezechia. Dacă veți deschide cuvântul la Ezechia, capitolul 18, este o situație interesantă aici. Ezechia, împăratul lui Iuda, se aduce o serie de reforme în poporul lui Israel, reforme spirituale, spune despre el în versetul 3, a făcut ce este plăcut înaintea Domnului, tocmai cum a făcut tatăl său David, a îndepărtat înălțimile, a sfârmat stâlpii idolești, a tăiat statele și fiți atenți ce spune, un lucru interesant. A sfârmat în bucăți șarpele de aramă pe care îl făcuse Moise și pe care poporul l-a păstrat. Și fiți atenți ce a făcut poporul, a transformat șarpele lui de aramă, a transformat șarpele acesta într-un idol. Un lucru pe care Dumnezeu l-a folosit pentru vindecarea lor și pentru binecuvântarea lor, ei l-au luat și l-a transformat într-un idol. Dar Ezechia spune că el a luat și a sfârmat în bucăți șarpele de aramă pe care îl făcuse Moise, că și copiii lui Israel aseseră până atunci tămâie înaintea lui. Îl numeau Nehuștan. Da? Și spune în versetul 5 despre Ezechia. El și-a pus încrederea în Domnul Dumnezeul lui Israel și dintre toți împărații lui Iuda care au venit după el sau care au fost înainte de el, n-a fost niciunul ca el. Și spune în versetul 6 așa. El s-a alipit de Domnul. Nu s-a abătut de la el și a păzit poruncile pe care le dăduse lui Moise Domnul și Domnul a fost cu Ezechia care a izbutit în tot ce a făcut. Un împărat al lui Israel care a ales să se bizuiască pe Domnul. Și printre lucrurile pe care le-a îndrăznit Ezechia, pe lângă reforma spirituală pe care a făcut-o în rândul poporului, a fost și să încerce să elibereze poporul de sub robia asirienilor. Poporul, din cauza păcatului, a ajuns sub robia asirienilor. Și Ezechia a avut curajul să se ridice împotriva asirienilor ca să aducă izbăvirea poporului. Sigur că asirienii au venit cu amenințare asupra lui Ezechia. Ezechia la un moment dat a cedat, a dat înapoi și din misteria casei Domnului a dat aproximativ o tonă de aur, 11 tone de argint, ca să împăratul Asiriei să îl lase în pace. Da? Și după aceea, de la versetul 17, împăratul Asiriei îl trimite pe Rabșache, da? Cu o știre puternică. Și Rabșache zice așa, spuneți, versetul 19, spuneți lui Ezechia, așa vorbește marele împărat, împăratul Asiriei, un om plin de aroganță. Da? Zice, așa vorbește marele împărat, împăratul Asiriei, spuneți lui Ezechia, adică eu sunt marele împărat, împăratul Asiriei și Ezechia e numai Ezechia, când și el era împărat la rândul lui. Da? Dar așa, și aduce o serie de amenințări. Nu vă vizuiți voi fără Ezechia. Uitați-vă la Dumnezeii popoarelor din prejurul vostru. Au putut Dumnezeii lor să-i scape din mâna mea? Pe toți am biruit. Toți au căzut pradă sabiei și i-am cucerit. Da? Și de asemenea spune versetul 23. Fă o învoială cu stăpânul meu împăratul Asiriei. Îți voi da 2000 de cai să vedem dacă poți din partea ta să dai atâția călăreți. Vrea și la bășcărie. Zice, tu dă, eu îți dau cai, tu vreau să văd dacă poți să dai măcar călăreți care să încalece caii ăștia. Cu alte cuvinte, nu ai nicio putere în fața mea. Și în versetul 33 spune, oare Dumnezeu neamurilor au izbăvit ei fiecare țara lui din mâna împăratului Asiriei? Unde sunt Dumnezeii Hamatului, Arpadului? Unde sunt Dumnezeii Sefarvaimului, Henei și Ivei? Au izbăvit ei Samaria din mâna mea? Care dintre toți Dumnezeii acestor țări și-au izbăvit țara din mâna mea? Pentru ca și Domnul să izbăvească Ierusalimul din mâna mea. Da? Și uitați-vă ce face Ezechia. Capitolul 19. Când a auzit împăratul Ezechia lucrul acesta, ce a zis? Acum, ce-o fi, o fi. Dumnezeu știe. Așa a zis, nu? Când a auzit Ezechia lucrul acesta și a sfârșiat hainele, s-a acoperit cu sac și s-a dus în casa Domnului. A trimis pe Eliachim, căpetenia împăratului, pe Șemna, logofătul și pe preoții și cei mai bătrâni, acoperiți cu saci.
la prorocul Isaia fiului Amos. Auzi, așa vorbește Ezechia. Ziua aceasta este o zi de necaz, de pedeapsă și de ocară. Copiii sunt aproape să iasă din pântecele mamei și nu este putere pentru naștere. Și zice versetul 4. Poate că Domnul Dumnezeul tău a auzit toate cuvintele lui Rabșache pe care le-a trimis împăratul Asiriei, stăpânul său, să-l batjocorească pe Dumnezeul cel viu. Și poate că Domnul Dumnezeul tău îl va pedepsi pentru cuvintele pe care le-a auzit. Înalță dar o rugăciune pentru ceilalți care au mai rămas. Da? Și așa vine Isaia și zice, pentru îngânfarea și atitudinea arogantă pe care o are împăratul Asiriei, îți spun, Ezechia, că zice în versetul 10, așa, în versetul 6 zice, nu te speria de cuvintele pe care le-am zis, prin care m-au batjocorit slujitorii împăratului Asiriei. În versetul 10 zice, așa să vorbiți de Ezechia împăratului Iuda, să nu te înșele, zice împăratul Asiriei, să nu te înșele Dumnezeul tău în care te încrezi, zicând, Ierusalimul nu va fi dat în mâinile împăratului Ezechia, împăratului Asiriei. Și în versetul 14 zice, Ezechia a luat scrisoarea din mâna sorilor și a citit-o. Apoi s-a suit la casa Domnului și a întins-o înaintea Domnului, căruia i-a făcut următoarea rugăciune. Doamne Dumnezeul lui Israel, care șezi pe Ieruim, Tu singurul Dumnezeu al tuturor împăraților pământului, Tu ai făcut cerurile și pământul. Doamne, pleacă-ți urechea și ascultă. Doamne, deschide-ți ochii și privește. Auzi cuvintele lui Sanherib, care a trimis pe Rabșache să-l batjocorească pe Dumnezeul cel viu. Da, Doamne, este adevărat că împărații Asiriei au nimicit neamurile și că le-au pustit țările și că le-au aruncat în foc pe Dumnezeii lor. Dar ei nu erau Dumnezei. Erau lucrări făcute de mâna omului. Erau lemn și piatră și i-au nimicit. Acum, Doamne Dumnezeul nostru, izbăvește-ne din mâna lui Sanherib, ca să știe toate împărățiile pământului că numai Tu ești Dumnezeu, Doamne. Ce a făcut Ezechia vizuindu-se pe Domnul în fața amenințării? A ales să zică, păi, asta e soarta, dacă Sanherib vine cu armata lui și Rabșache și i-o distrus și pe ceilalți, înseamnă că n-avem ce face numai să ne distrugă și pe noi. Nu. Ezechia, bazându-se, bizuindu-se pe Domnul, s-a rugat Domnului. Și aici aș vrea să insist un pic, frate și surori. Ne bizuim pe Domnul, că El poate să facă lucruri mari în familiile noastre și în biserica noastră. Amin? Dar ce înseamnă să ne bizuim pe Domnul? Înseamnă să lăsăm lucrurile pur și simplu să le facă Domnul? Să facă Domnul, cum știe El, și noi numai să stăm deoparte și să ne uimim de ce a făcut Dumnezeu? Vreau să știți că a te bizui pe Domnul, ne învață cuvântul Domnului, înseamnă să faci niște acțiuni concrete. Adică să vii înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Să te bizuiești pe Domnul înseamnă să te rogi Domnului, să postești înaintea Domnului, să insiști înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Uitați-vă la Ezechia, cu ce inimă vine în casa Domnului, caută, pune scrisoarea înaintea Domnului. Doamne, uite Tu ce zice omul ăsta. Uite, Doamne, scrisoarea. Uite ce zice despre popoarele astea. Uite ce s-a întâmplat cu ei. Dar, Doamne, eu știu cine ești Tu. Eu mă bazez pe Tine și Te rog să intervii. A ne bizui pe Domnul, frate și surori, înseamnă acțiune, rugăciune și post înaintea Domnului. Ne bizuim pe Domnul că El poate să facă lucruri mari în biserica noastră. Dar a ne bizui pe Domnul înseamnă să ne și rugăm cu inima încărcată de pasiune pentru lucrarea pe care Dumnezeu poate să facă în mijlocul nostru. Amin? Să ne bizuim pe Domnul pentru evanghelizarea care ne stă înainte. Înseamnă să ne și rugăm din toată inima Domnului și să-i aducem înaintea Domnului în rugăciune pe oamenii pe care vrem să-i aducem la ascultarea Cuvântului lui Dumnezeu. Să facem pași în direcția aceasta. Apoi, să te bizui pe Domnul înseamnă să-ți pui încrederea în El, nu pe mijloacele pe care El le folosește. Înseamnă să te rogi și să postești cerând ajutorul Domnului, dar înseamnă și să acționezi plin de credință și să recunoști suveranitatea Lui. Să crezi că El deține controlul și că El poate să intervină și că o va face ori de câte ori este nevoie pentru a-și apăra onoarea și pentru a-și apăra copiii, pentru a-și apăra poporul său.
Dumnezeu este cel care nu se lasă să fie batjocorit și care atunci când este nevoie, El intervine pentru a-și apăra onoarea și pentru a-și apăra poporul. Da? Dumnezeu zice prin Isaia, în versetul 20, așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel, am auzit rugăciunea pe care mi-ai făcut-o cu privire la Sanherib, împăratul Asiriei. Ce frumos! Poate nouă nu o să ne spună nimeni. Nu o să vină Isaia sau cineva să ne spună, sora Anunța, am auzit rugăciunea pe care ai făcut-o. Sau frate Zan, am auzit rugăciunea pe care ai făcut-o. Sau Nicu, sau Anca, sau Ghiță, sau Ștefan, am auzit rugăciunea pe care ai făcut-o. Poate nu ne va spune nimeni asta. Însă trebuie să ne spună cineva că Dumnezeu ne aude rugăciunile sau trebuie să știm noi că Dumnezeu ascultă rugăciunile noastre. La fel cum Dumnezeu ascultă rugăciunea lui Ezechia, la fel Dumnezeu ascultă și rugăciunile copiilor săi în ziua de astăzi. Și El este gata să intervină și va interveni. Da? Spune la versetul 22, versetul 21, iată cuvântul pe care l-a rostit Domnul împotriva lui. Pe cea fiica Sionului te disprețuiește și râde de tine. Fica Ierusalimului dă din cap după tine. Pe cine ai batjocorit și ai ocorât tu? Împotriva cui ai ridicat glasul și împotriva cui ți-ai ridicat ochii? Împotriva Sfântului lui Israel. Da? Prin solii tăile ai batjocorit pe Domnul și ai zis, cu mulțimea carelor mele am suit pe vârful munților, coastele Libanului. Voi tăia cei mai înalți cedri ai lui, cei mai frumoși chiparoși ai lui și voi atinge creasta lui cea mai înaltă, pădurea lui, care este ca o grădină de poame. Am săpat și am băut ape străine și voi seca cu talpa picioarelor mele toate râurile Egiptului. N-ai auzit că eu de mult am pregătit aceste lucruri și că le-am hotărât din vremuri străvechi? Acum însă am îngăduit să se împlinească și să se prefaci cetăți întărite în urmane de dărâmături. Locuitorii lor sunt neputincioși, îngrosiți și înmărmuriți. Au ajuns ca iarba de pe câmp și ca verdeața fragedă, ca iarba de pe acoperișuri și ca grâul care se usucă înainte de a-i da spicul. Dar știu când stai jos, când ieși și când intri, când ești furios împotriva mea. Pentru că ești furios împotriva mea și pentru că furia ta a ajuns până la urechile mele, de aceea voi pune belciugul meu în nările tale și zăbara mea între buzele tale și te voi face să te întorci pe drumul pe care ai venit. Da? Rămășița din casa lui Iuda, ce va mai rămâne, va prinde iarăși rădăcini de desubt și deasupra va da rod. Căci Ierusalimul va ieși ca o rămășiță și din muntele Sionului cei scăpați. Iată ce va face râvna Domnului oștirilor. Și așa s-a întâmplat că Sanherib, după cuvântul lui Dumnezeu, n-a mai atacat cetatea, s-a întors pe drumul lui, a ajuns îngerul Domnului, a venit asupra oștirii lui Sanherib și 185.000 de oameni într-o singură zi au fost loviți de către îngerul lui Dumnezeu în ziua când se pregăteau să atace Ierusalimul. Iar despre Sanherib, așa cum a spus cuvântul Domnului, a murit ucis de către fiii săi în ziua în care a ajuns acasă se închina Dumnezeului său Nisroc. Da? Să te bizui pe Domnul. Sanherib a crezut că Dumnezeu este ca și ceilalți Dumnezei făcuți de mâinile oamenilor și că n-are nicio putere să stea în calea aroganței și a puterii sale. Însă, copiii lui Dumnezeu care se încrede în Domnul, se bizuie pe Domnul, pot acționa plin de credință, știind că Dumnezeu poate aduce biruința. Și acum, concret, fraților, să te bizui pe Domnul, am zis că înseamnă să acționezi plin de credință. Ce înseamnă pentru noi să acționăm plin de credință? Înseamnă, pe de-o parte, am zis să ne rugăm, dar înseamnă și să acționăm, adică să facem planuri după voia lui Dumnezeu. Înseamnă să gândim strategii după voia lui Dumnezeu. Înseamnă să avem inițiative, înseamnă să facem pași concreți în a lăsa pe Dumnezeu să se folosească de noi pentru câștigarea biruinței. Da, Dumnezeu poate aduce îngerul lui să aducă biruință, 185.000 de oameni au murit loviți de un înger. Dumnezeu poate să aducă biruință prin intervenții supranaturale. Dar în același timp Dumnezeu vrea să se folosească de acțiunile noastre concrete. Dragi frați și surori, care vor fi acțiunile concrete pe care trebuie să le facem ca și biserică? Pentru cei dragi ai noștri. Pentru izbăvirea lor din mâna celui rău. Pentru izbăvirea, pentru biruința bisericii noastre. Pentru biruința